Dintre dimensiunile neglijate ale închinării, cel puțin în zilele noastre, este întristarea. Da, există și întristare în închinare. Și, bineînțeles, ne întrebăm cum este posibil așa ceva. Poate vor obiecta unii, eu știam că închinarea înseamnă doar încântare, închinarea înseamnă doar bucurie și da, sunt între, întru totul de acord, închinarea înseamnă încântare și înseamnă bucurie. Elementul acesta este mereu prezent. Închinarea înseamnă încântare pentru că îl vedem pe Dumnezeu, înțelegem cine este El și ce a făcut El pentru noi, și a înțelege și a vedea cine este și ce a făcut Dumnezeu nu poate decât să aducă bucurie în inimile noastre. Dar în momentul în care pășim înaintea lui Dumnezeu, în momentul în care vedem slava Lui, slava și lumina Lui strălucește, strălucesc peste viețile noastre, în actul de închinare, începem să ne vedem tot mai clar și tot mai bine și pe noi înșine. Este ca într-o încăpere. Dacă într-o încăpere rulourile sunt lăsate și este semi întuneric, nu îți dai seama foarte bine și nu vezi foarte bine dezordinea care este acolo, praful, mizeria care s-ar putea să fie acolo Dar în momentul în care ridici lourile și razele soarelui pătrund, orice imperfecțiune, orice, orice urmă de praf, lucrurile poate aruncate în devălmășie, în dezordine Toate lucrurile acestea devin vizibile și se văd cu claritate În 1 Ioan, capitolul 1 Apostolul ne spune, Apostolul Ioan ne spune că Dumnezeu este în lumină și Dumnezeu este lumină. În momentul în care ne închinăm, noi ne apropiem de Dumnezeu și a te închina și a te apropia de Dumnezeu înseamnă a păși în lumina slavei Lui. O lumina slavei Lui descoperă cât se poate declar toate cutele, toate imperfecțiunile, toate lucrurile murdare din inima noastră și din viața noastră. Unul dintre exemplele biblice ale acestei realități este experiența relatată în Isaia, capitolul 6. În anul morții împăratului Ozia, spune profetul Isaia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie, pe un tron foarte înalt. Este o experiență extraordinară să-l vezi pe Domnul pe un scaun de domnie înalt, să vezi serafimi care zboară în jurul lui și aduc închinare și proclamă sfințenia. Și am fi tentat să credem că Isaia va spune, wow, ce experiență deosebită de închinare, ce mă bucur că sunt aici, ce mă bucur că văd lucrurile astea, dar nu asta spune Isaia. Isaia privește la gloria lui Dumnezeu și pur și simplu izbucnește și strigă, Vai de mine, sunt pierdut. De ce? Pentru că sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. În actul de închinare, înaintea tronului lui Dumnezeu, lumina slavei lui strălucește peste profetul Isaia. Văzându-și imperfecțiunile, acesta se întristează. Și așa ar trebui să facem și noi. Există loc și pentru un tristare în închinare, pentru că este o tristare bună despre care apostolul Pavel ne spune că întotdeauna conduce la pocăință. În momentul în care văd gloria lui Dumnezeu și pe de altă parte văd imperfecțiunile mele, trebuie și sunt chemat să aleg să mă pocăiesc. Să renunț la ceea ce este rău în viața mea pentru a deveni tot mai curat și tot mai sfânt, așa cum este Dumnezeul înaintea căruia mă închină.